În seara asta o avem alături de noi și pe Delia, verde împărat. În seara asta nu ești verde. În seara asta nu. În seara asta sunt așa pe, nu știu, blond, să zic, gri. Ce culoare de păr urmează să te faci? Nu schimb atât de des culorile, cât schimb perucile. Peruci, extensii, whatever, adică nu... Sau cine știe, na. Îți place ție lucrul ăsta sau te-ai prins că prinde la fani și... Nu mi se pare că neapărat prinde și gen nu contează dacă prinde sau nu prinde, dar îmi place să fac chestii cu părul meu, punct. Adică nu contează ce prinde. Te-ai întors dintr-o vacanță... Ar trebui să fac ce prinde, ar trebui să mă tund. Te-ai întors dintr-o vacanță de vis, ești cu forțe proaspete, ești bine sau deja ți s-au dus bateriile? Nu. A fost o vacanță de vis, a fost o ieșire de 2 zile în Europa. Da, și am mai fost acolo o săptămână, încă o ieșire de 2-3 zile tot prin Europa. Pot să spun că a fost vacanța mea de vis, dar pot să spun că am mers mult pe jos și am mâncat chestii bune. Să revenim la lucruri mai serioase. Și în acest an ești nominalizată la Gala Premiilor Radio România. Nu cred că este an în care să pleci de aici cu mâna goală. Ce părere ai despre asta? Vă mulțumesc. Mi se pare cumva că e, nu știu, pot să spun așa, lipsită de modestie, că eu merit și că muncesc foarte mult. Dar poți să spui și asta dacă consideri. Dar, cumva, ar fi adevărat și dacă aș spune asta. Deci, în eventualitatea cazului în care aș spune că eu merit toate aceste premii, da, dacă aș spune asta, ar fi bazat pe ceva real. Da? Da. Ți-ar plăcea să câștigi premiul pentru cea mai bună voce feminină? Mi-ar plăcea să îmi recunoașteți munca într-un fel sau altul, nu neapărat, nu sufăr, n-am orgoliile astea mari în care vreau cea mai bună voce feminină, whatever, pot să iau cea mai bună voce masculină din punctul meu de vedere. Pe cine alege ca voce masculină? Pe mine. M-ai surprins. Nu, dar consider că sunt destul de... puternică. Destul de puternică și am așa o doză de masculinitate în voce încât merit. Da, probabil și cea mai bună trupă rock, nu știu, merit și mai mult. Tu meriți foarte multe pentru că meriți, ești merit, bună. Da, glumesc, dar ți-am zis, glumesc pe un principiu bine construit și... bine stabilit. E... Pentru vara, ce se poartă vara asta? Se poartă să... te simți bine să ieși din casă, să mergi la un festival bun, să mergi la concerte, să... Ai un concert anul acesta la care îți dorești tare mult să ajungi? Vreau să ajung la Electric Castle din nou. Poate în Told, I'm not so sure, dar am auzit de câteva nume. Am auzit că vor concerta câteva, nu știu, câțiva artiști de care sunt interesată într-un fel sau altul. Nu sunt fan... house, dar aș merge. Ai cântat în deschiderea Arianei, felicitări pentru asta. Cărui artist, sau la începutul cărui alt concert, artist internațional, ți-ai dori să mai cânti? A fost foarte interesant și când am cântat în deschidere la Robbie Williams. E frumos să cânti pentru oameni și atât, știi? Acum... nu mai contează, ești, până la urmă ești opening act, nu ești în rolul principal, e frumos, te simți bine, poate ai și șansa să-l cunoști, să vorbești cu el ceva, să whatever, dar vibe-ul bun e în momentul în care publicul îți răspunde frumos și oamenii cântă și ești, ai plăcerea, concertul în sine, mai puțin important deschiderea cui. Un mesaj pentru ascultătorii București FM, le poți da? O vară călduroasă să aveți și o primăvară fără ploi. Multă baftă în seara asta, Delia, și îți mulțumesc tare mult pentru interviu. Frumos. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.